Bun găsit, iubiți credincioși și dragi telespectatori! Suntem împreună pentru aproximativ o oră la o nouă emisiune Lumina lui Hristos, o emisiune-misiune, o emisiune împreună lucrare, un dialog duhovnicesc atât cât ne va sta în putință și cât ne va da Dumnezeu. Suntem în duminica a patra după Rusalii, după pogorârea Sfântului Duh, duminica în care ni s-a bine vestit nouă la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, Evanghelia în care ni se pune înaintea ochilor cei trupești și cei sufletești întâlnirea lui Dumnezeu cu un păgân, cu un militar, vindecarea slugii sutașului din Capernaum. De asemenea, astăzi Biserica Dreptmăritoare prăznuiește sau pomenește, dacă vreți, face aducerea aminte de Sinodul al IV-lea Ecumenic și mai cu seamă de părinții care au participat la Sinodul IV Ecumenic cu o însemnătate deosebită pentru învățătura de credință, pentru statornicirea credinței celei drepte, celei adevărate, celei nealterate, a credinței celei care înviază, care biruiește moartea. Vom vorbi odată, vom face o emisiune separat despre acest moment și despre minunile Sfintei Eufimia, care stau în legătură cu acest moment foarte frumos, foarte frumos în sensul de luptă, de la Sinodul IV Ecumenic și obiectul, subiectul care s-a dezbătut acolo. Azi Biserica Dreptmăritoare, Biserica creștină, ortodoxă, face pomenirea Sfintei Mare Mucenițe Marina, o copilă mărturisitoare, o pruncă mărturisitoare, cât de frumoasă, pe lângă că era copilă și iată era și fetiță. De asemenea, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Eufrasie, episcopul Ianopolei. Și, bineînțeles, sfinții știuți, cine știuți, toți sunt pomeniți în cadrul Sfintei Liturghii, la proscomidie, acolo unde preotul face pomenirea tuturor sfinților pe care Dumnezeu îi cunoaște, Dumnezeu îi știe, chiar dacă numele lor nu sunt scrise în registrele noastre, în istoria noastră, în statisticile lumii acestea, numele lor sunt scrise în Cartea Vieții. De aceea, sigur că ne bucurăm de fiecare dată atunci când slujim, când facem pomenirea celor care au slujit biserica cu atâta dragoste. Trebuie să facem pomenirea aceasta. Știți că ieri a fost s-a slujit slujba parastasului pentru părintele Arsenie Papacioc, 5 ani de la trecerea la Domnul, de la trecerea în corturile sfinților, așa cum a spus prea fericitul părinte patriar. Dacă întâi stătătorul Bisericii Ortodoxe Române spune aceasta, înseamnă că conglăsuiește sau glăsuiește dinpreună cu Sfântul Sinod și cu Sfinții Îngeri despre sfințenia lui părintelui Arsenie Papacioc. Nu întâmplător, de fiecare dată, în fiecare zi, cu orice prilej, îl pomenim pe părintele ca și un îndrumător al nostru. Astăzi avem o temă interesantă, pentru că, iată, Dumnezeu se întâlnește cu un om din armată, cu un militar. Un militar care era până la urmă slujitor la idol în cel mai bun caz, dacă nu cumva era indiferent, ateu sau nepăsător. O întâlnire formidabilă, o întâlnire foarte minunată, cum ar spune părintele nostru drag, o întâlnire care răzbate sau ale cărei consecințe răzbat peste timp până la noi și până la sfârșitul veacului. Vă propun să ascultăm o tâlcuire, o privire în adânc la cuvintele Evangheliei de astăzi și după care, sigur, ne vom întoarce pentru un dialog,
o împreună lucrare, dar vă propun să ascultăm cuvântul acesta, o tâlcuire a Înalpreasfințitului Părinte Teodosie la Evanghelia vindecării slugii sutașului. Și în această a patra duminică după Rusalii, Sfânta Biserică ne pune înainte o Evanghelie cu o pagină atât de frumoasă și de duioasă. Este vorba de vindecarea slugii unui sutaș, comandant roman din Capernaum. Acest comandant a făcut și o sinagogă acolo. Așa a ajuns să înțeleagă că iudeii au o credință care este reală. Dar ce l-a copleșit pe acest sutaș? Auzirea despre atâtea fapte minunate pe care le făcea Iisus Hristos. Avea un slujitor bolnav, era un om milos, l-a dus la doctori, n-au putut să-l vindece. A trimis vorba la Iisus, care e un slujitor bolnav, dar mai degrabă a zis, mă voi duce eu să stau de vorbă cu acela, și era plin de emoție, dar a venit să-l întâmpine pe Mântuitorul. Mântuitorul știa cine este și ținuta sa era specifică, de soldat, de căpetenie, peste 100 de soldați romani. I s-a adresat Mântuitorului direct. Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănoc ghimindu-se cumplit. N-a apucat să spună mai mult, dar a apucat să-i adreseze rugămintea de a veni. Și Iisus i-a și spus, venind, îl voi vindeca. Dar auzind aceste cuvinte, fiorul credinței sale a fost și mai puternic. Și i-a zis Mântuitorului, Doamne, eu nu sunt vrednic să intri sub acoperământul casei mele, ci zi numai cu cuvântul și se va tămădui sluga mea, că și eu sunt om sub stăpânirea altora. Și spun acestuia, du-te și se duce, și celuilalt, vino și vine, și slugii mele face asta și face. Oare de ce a spus sutașul aceste cuvinte? Pe de o parte din smerenie, pentru că înțelesese cine este cel care poate să facă bine. El n-a venit cu o credință îndoielnică sau să încerce un ajutor. Cum spun mulți dintre noi, am încercat să mă rog, am încercat să fac ceva. Acest cuvânt trebuie scos. Noi când mergem la Dumnezeu, nu încercăm. La Dumnezeu mergem hotărâți, mergem cu credința fermă, cu nădejdea tare și ne punem pe noi înșine ca jertfe înaintea Dumnezeului celui viu. Așa s-a pus sutașul. De aceea, oare de ce i-a spus că și eu sunt om sub stăpânirea altora? Și am sub mine o staș, spun acestea, du-te, se duce celuilalt. Face asta și face. I-a zis, zi numai cu cuvântul ca un imperativ, dar n-a fost un imperativ, a fost o exprimare a unei credințe atât de vii. Care sunt slugile Mântuitorului? Erau cu adevărat viața și moartea. Și ce mai avea? Avea cu adevărat și ostași. Care erau acești ostași? Ostașii Mântuitorului erau bucuria și tristețea, boala și sănătatea. Aceștia erau cei care erau meniți să fie slujiți de Mântuitorul. Tocmai de aceea a spus, zi numai cu cuvântul. De ce a spus aceasta? Avea credința că cel care îi se adresează este Dumnezeu.
a înțeles de la iudei că Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Cerul și pământul le-a făcut cu cuvântul. A zis și s-a făcut, el a poruncit și s-au zidit. Tocmai de aceea i s-a adresat atât de fer, zi numai cu cuvântul. A fost copleșit de această credință a sutașului și s-a întors către cei care veneau după el, spunându-le: adevărat vă spun vouă, nici în Israel n-am aflat atâta credință. De aceea, iată ce spune Mântuitorul: mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor ședea la masă cu Avraam și cu Isaac și cu Iacob, iar fiii împărăției vor fi aruncați afară. Acolo va fi plângerea și scârșnirea dinților. Prin aceste cuvinte, Mântuitorul arată că un păgân care a avut rațiune, care s-a apropiat de cei ce primiseră credința, a intrat în Duhul credinței și cu adevărat a primit o credință vie, atunci când le-a făcut sinagoga celor din Capernaum, cu adevărat a înțeles ce rost are sinagoga. Acolo va fi auzit și el de cuvântul lui Dumnezeu și a înțeles cât de puternic este cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu ceea ce spune se și face. De aceea s-a minunat că un păgân care din auzite a dobândit o astfel de credință i-a întrecut pe mulți iudei și prorocește Mântuitorul că nu doar iudeii care au credința cea adevărată, dar nu respectă, au o credință pe care nu o pun în lucrare, ci și păgânii care au credință vor veni și vor ședea la masă cu Avraam, cu Isaac și cu Iacob. Pentru că însuși Dumnezeu i-a binecuvântat pe cei trei patriarhi cu aceste cuvinte, spunându-i lui Avraam: în tine și în seminția ta se vor binecuvânta toate neamurile pământului. Și iată acum se vede această binecuvântare, pentru că Iisus i-a spus sutașului: du-te și după credința ta să-ți fie ție. Și s-a tămăduit sluga sa în ceasul acela. Iată cum se poate împlini cererea cea de folos. Și noi cerem și nu primim, pentru că cerem rău, cerem cu îndoială, cerem în anumite momente, cerem pentru noi, nu cerem pentru alții. Iată, sutașul se ruga nu pentru copilul său, ci pentru sluga sa. De aceea, cum spune Mântuitorul și apoi Sfinții Apostoli: datori suntem să ne rugăm unii pentru alții, datori suntem să fim de folos unii altora. Această Sfântă Evanghelie ne dă pildă de credință, de înțelepciune, de dragoste, de jertfă, de bucurie adevărată. Sutașul a plecat mângâiat. Sutașul va deveni și el următor Mântuitorului Hristos. Pentru această minune, căci el a crezut nu după ce s-a împlinit minunea, ci a crezut înainte de a se împlini acea minune. Și noi să nu așteptăm semne și minuni, să credem în Dumnezeul cel viu. Dacă sutașul din auzite, din credința cea iudaică nelămurită, a avut atâta credință și a alergat către Dumnezeu, cu cât mai mult se cuvine să alergăm noi la Dumnezeu, să credem și să mărturisim că Dumnezeu este Cel ce toate le-a făcut și le ține în mâinile sale și noi suntem în mâinile lui Dumnezeu și viața noastră este în mâna lui Dumnezeu. De aceea, cum spune prorocul, ușor este înaintea lui Dumnezeu
a face viu și a omorâ, a dămădui sau a osândi. De aceea toate stau în puterea lui Dumnezeu. Să ne rugăm și noi, împreună cu sutașul, nu numai când avem o suferință, numai când ne este cineva bolnav, ci să ne rugăm întotdeauna. Vedem că acest om păgân avea o credință vie. Noi avem mai mult decât avea sutașul. Noi avem harul lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu, credința poate să fie în noi atât de fierbinte, atât de vie, atât de lucrătoare. Să facem credința lucrătoare prin rugăciune, prin fapte bune, prin dragoste de semeni, prin împlinirea poruncilor lui Dumnezeu și prin venirea necontenită la Sfânta Biserică, de unde luăm arvună și har spre a împlini voia lui Dumnezeu și a urca spre Dumnezeu pentru dobândirea împărăției și a vieții cele veșnice. Amin. Suntem din nou împreună, iubiți credincioși și dragi telespectatori, nu putem decât să mulțumim în al preasfințitului nostru Părinte pentru cuvintele calde, cuvinte duhovnicești care merg la inimă. De fiecare dată ne îmbogățim cu aceste adâncimi, cu aceste înălțimi duhovnicești, care sigur vin pe linia aceasta minunată, linia tradiției, linia patristică, și de aceea de fiecare dată cuvintele acestea ajung direct la țintă, adică în inima noastră. Este o continuare a slujbei, așa ne și raportăm la această întâlnire, la această emisiune, ca și cum încă nu am plecat din biserică, ca și cum am fi încă în interiorul acelui spațiu care anulează spațiul și timpul. Simt că încă n-am părăsit pronaosul sau naosul bisericii, sunt împreună cu oamenii, discutăm, ne împărtășim unii cu alții din experiență, din dragoste, din cunoștințe și, bineînțeles, din răbdare. Încă o dată mulțumim în al preasfințitului Teodosie. Trebuie să spunem că astăzi, din nou, iată un moment în care putem spune că un ochi plânge și unul râde, așa cum se mai vorbește în basmele noastre, cum se mai spune în popor, dacă ar fi cu putință așa ceva ca un ochi să plângă și unul să râdă, să ne despărțim, să ne tăiem în două inima și o parte să râdă și o parte să plângă, numai că oricât de mult am fi, oricât de mare ar fi bucuria, atunci când cineva suferă și inima creștinului trebuie să sufere cu el. Iată, vorbim de momentele acestea grozave care se petrec în lume, vorbim de francezi, cei care au pătimit acum câteva zile, iată o asemenea dramă, o asemenea tragedie, aș putea spune. Este într-un sens și o tragedie, pentru că nu vedem cum s-ar putea repara lucrurile acestea. Noi de obicei vorbim de orice fel de nenorocire ca despre o dramă. În ortodoxie nu există tragedii. Singura tragedie este să te lipsești de lumină. Singura tragedie este să te desparți de Hristos, să te desparți de împărăție. Și toate celelalte le numim drame, fie că sunt, Doamne ferește, morți năpraznice sau orice altceva. Sunt niște drame sufletești, dar nu sunt tragedii atâta timp cât există înviere, atâta timp cât există posibilitatea să ne regăsim cu toții în împărăție, atâta timp cât suferința, jertfa,
capătă sens. Aici totul este fără sens, nu mai înțelegem ce se întâmplă. Sigur că nu suntem nici strategi militari, nici experți geopolitici. Vorbim așa, mai degrabă din prea plinul inimii, dintr-un prea plin acum de mâhnire pentru oameni, pentru francezi, pentru victime și pentru agresori, pentru atacatori, pentru toată lumea. Ne rugăm pentru toți. Iată, de asemenea, sunt momentele acestea aici, la câteva sute de kilometri de noi, la Istanbul, în Turcia, vești de războaie, încercări de lovituri de stat, lovituri militare, de dictaturi, nu mai înțelegem ce se întâmplă într-o Europa care aplaudă de zeci de ani înțelegerea, pacea, toleranța, drepturile omului. Iată, nu mai înțelegem nimic, nu știm ce se întâmplă. Suntem martori și participanți la niște momente istorice cu totul și cu totul deosebite. Noi ca și creștini, mai cu seamă, care n-am oprimat, n-am persecutat, n-am agresat pe nimeni niciodată, n-am dus niciodată un război de avangardă, un război de cucerire, nu înțelegem ce se întâmplă, unde merge lumea aceasta, unde încotro ne îndreptăm, apropo de, sau luând cuvântul lui Șenchevici, nu putem să înțelegem încotro se îndreaptă lumea aceasta. Sigur, dacă nu cunoaștem Evanghelia lui Hristos, dacă nu cunoaștem ceea ce ne spune până la urmă Mântuitorul, că, iată, din pricina mulțimii de păcate, iubirea multora se va răci. Și, de asemenea, ne spune că când voi veni a doua oară, iată, când va veni a doua oară, nu știm dacă va mai găsi credință pe pământ. Voi mai găsi o oare credință pe pământ? Voi mai găsi o iubire? Ei bine, sigur că foarte puțină sau deloc sau atât de puțină încât lumea nu va mai avea sens, pentru că de aceea va și veni a doua oară. Mântuitorul va veni ca judecător, pentru că lumea aceasta nu va mai avea sens. Și care este sensul lumii acesteia? Ca oamenii să se iubească între olaltă, să se jertfească unii pentru alții și împreună să se unească cu Hristos. Adică acesta este sensul acestei lumi. Lumea aceasta este toată sortită să fie o biserică, o liturghie cu cap al bisericii Hristos, cu arhiereu Hristos și cu noi cei care slujim. Ei bine, ce să putem spune despre lumea aceasta care, iată, se îndoliază pe zi ce trece? O lume speriată, o lume care nu înțelege ce îi se întâmplă, nu înțelege de ce se întâmplă, nu înțelege că apostazia generală din Europa, această lepădare de Hristos, de valorile creștine, a dus la niște momente pe care nu le putem explica. Este ca și cum, din eroare în eroare, la sfârșit te uimești că rezultatul este greșit, dar până la urmă aceasta este și absolut rațional, că atunci când greșești, eroare peste eroare, ca rezultatul să fie greșit. Este perfect logic rezultatul acesta greșit. E bine, vreau să spun doar atât, că Biserica Ortodoxă se roagă, toți creștinii se roagă pentru cei care suferă, se roagă și pentru musulmanii din Turcia, se roagă și pentru ateii din Franța și pentru credincioșii din Franța și pentru cei care au gândit un asemenea atac. Pur și simplu, lumea aceasta nu poate să mai aibă pace fără Hristos. De aceea și spune Hristos: eu sunt pacea. Nu pacea pe care vă dă lumea, nu pacea contractuală, nu pacea juridică, ci pacea Duhului Sfânt, pacea duhovnicească. Ori aceasta nu se poate în afara lui Hristos. Fără mine nu puteți face nimic. Cine crede că poate ceva fără mine, spune un canon,
anatema să fie. Adică oricum că se dă sau nu se dă anatema este în afara oricărei speranțe pentru împărăție sau pentru mai bine, chiar și aici pe pământ. Revenind la emisiunea noastră, a fost un moment în care am vrut să ne exprimăm solidaritatea și modul nostru în care înțelegem solidaritatea pentru suferința acelor oameni și modul în care înțelege Biserica Ortodoxă să compătimească, cum se spune, să empatizeze cu cei în suferință. Deopotrivă, asupritori, victime și atacatori. Pentru că nu se poate lipsi Hristos de niciunul dintre noi. De niciunul dintre noi. Nici de acela care era la volanul acelui camion. Sigur, va fi foarte greu de înțeles pentru noi lucrul acesta, dar așa stau lucrurile. Din păcate, însă, iată că nu înțelegem care este sensul, care este rolul venirii noastre la existență. Pentru emisiunea de azi avem o întrebare afișată pe ecran. Care este virtutea de căpătâi a sutașului din Capernaum? Ați auzit Evanghelia, ați auzit tâlcuirea în al preasfințitului nostru părinte, poate ați auzit și de predica părintelui de la biserica la care ați fost la Sfânta Liturghie. Deci e o întrebare foarte simplă, e mai mult un pretext ca să intrăm în legătură, ca să vă dăm o carte, să le mulțumim celor care fac această jertfă în fiecare duminică și de fiecare dată, celor de la librăria brâncovenească. Trebuie neapărat, până dați răspunsul, poate Dumnezeu îngăduie asta, câteva secunde să spun că mulțumesc celor de la Familia Ortodoxă, că iată, pentru lucrarea lor, în primul rând, o lucrare absolut minunată, și încurajez cu toată inima și încurajez pe toți privitorii acestei emisiuni să cumpere această revistă. Nu este o reclamă, ci este o necesitate pentru suflet. Este o hrană sufletească de cea mai bună calitate, o proteină de cea mai bună calitate, fără să aibă grăsimi saturate, înțelegeți ce spun. Le mulțumesc celor din Familia Ortodoxă pentru darul pe care ni l-au făcut. Am primit 20 de reviste pentru bisericuța noastră, pentru Capela Tinerilor. Le mulțumesc și trebuie să știe că îi avem tot timpul la Evlavie și îi pomenim tot timpul să țină această lucrare cât mai mult cu putință, pentru că este un lucru absolut minunat. Încă o dată, vreau să mă credeți pe cuvânt că nu este niciun fel de reclamă. Iată, de atâta timp suntem împreună, ori la emisiuni radio, ori la televiziune, de 10 ani, niciodată nu am spus lucrul acesta, dar îmi dau seama că e nevoie, e o necesitate extraordinară și pe măsură ce timpul trece ne dăm seama că este nevoie de o asemenea revistă care nu numai că informează, ci formează și hrănește. Să o țineți așa și să aveți toată binecuvântarea lui Dumnezeu pentru lucrarea aceasta. Mulțumim pentru dar și promitem să primim și data viitoare să împărțim tinerilor. Dacă este cineva cu răspunsul, iertați-mă că v-am ținut puțin, dar simțeam de mult să spun lucrul acesta și de fiecare dată mă luam cu vorba și iată că de data aceasta ați dat din timpul dumneavoastră, ați jertfit ceva din timpul dumneavoastră, așa că suntem împreună lucrători. Care este virtutea de căpătâi a sutașului? Eroana, părinte. Bine ați venit. Deci virtutea de căpătâi a sutașului este credința. Credința. Chiar Mântuitorul a spus, nici în Israel nu am văzut atâta credință. Da. Ce crede el despre cel care se află în fața lui? Ce crede sutașul despre cel care se află în fața lui? Cine este el? Mesia. L-a recunoscut. Da. Aveți dreptate. Într-un cuvânt ați spus totul. Vă mulțumesc foarte mult. Să vă alegeți o carte, vă trimitem la adresă sau mergeți la librăria brâncovenească, dacă sunteți constant. La adresă. Lăsat adresa. Bine, da. Ce carte vreți să vă trimitem? Păi, eu nu sunt de partea la televizor, nu știu titlul. A, nu vedeți la televizor acum. Am plecat că faceți ecou. Poftiți?
Am plecat din fața la televizor. Ați plecat din fața televizorului. Bine, o să vă trimitem o carte duhovnicească atunci să vă folosiți. Da. Bine? Da. Rămână, părinte. Bine, vă mulțumim că ați venit. Sigur că este foarte interesant momentul acesta, zăbovim asupra lui puțin, pentru că răspunsul la întrebare este corect, numai că, vedeți, astăzi foarte mulți cred, foarte mulți oameni cred. Vă zic și că și bolșevicii au un crez. Să știți că ideologia aceea este o religie, pentru că crezul lor este acesta. Cred că nu există Dumnezeu și în numele acestui crez au, sigur, reușit să folosească un combustibil extraordinar de puternic și anume ura. În locul iubirii, vedeți, este aici așa întoarsă pe dos ideologia asta, este o copie răsturnată a Evangheliei, astfel încât ura a devenit un combustibil atât de puternic, ura de clasă care s-a transformat în tot felul de uri de acum, iată acum avem o ură împotriva bisericii sau împotriva preoției și așa mai departe, toate acestea au un singur autor, dacă vreți. Și ca să ne aducem aminte că astăzi se împlinesc 90 de ani, de fapt nu astăzi, astăzi este ziua în care a fost martirizat țarul Nicolae al II-lea împreună cu soția sa, cu Alexandra împărăteasa și cu cei 5 copii. Ei bine, se împlinesc 90 și ceva de ani, 17 iulie 1918. Eu cu aritmetica stau mai slab, faceți frățile voastre socoteala, numai că astăzi este ziua în care se împlinesc, adică ziua în care s-a întâmplat lucrul acesta, un moment de cotitură în istorie. Iată, vedem că asistăm și acum la niște momente de cotitură în istoria Europei, în istoria lumii, de aceea am adus aminte acest moment extraordinar din istorie și pentru un alt motiv, și anume acela că Curtea Supremă de Justiție a Rusiei a reabilitat familia Romanovilor, familia regală, imperială, astfel încât, sigur, e o reparație așa, mai mult, cum să spun, sentimentală decât juridică, dar cu toate acestea, iată că e un moment de cotitură în istoria omenirii care începe cu un regicid, adică se asasinează familia regală în numele unei ideologii, în numele unui set de valori care, iată, au ajuns până la noi, până la urmă au reușit să creeze un om cu totul nou, o nouă specie de om, și noi suntem cumva tributari, eu însumi am făcut cea mai mare parte din școală sau aproape toată școala în timpul acelui regim, în timpul acelei orânduiri, în timpul acelei ideologii care, bineînțeles, cum v-am spus și altădată, este pe lângă toate celelalte lucrurile bune care s-au întâmplat și s-au întâmplat și lucruri bune, ideologia aceea este hulă împotriva Duhului Sfânt. De aceea avem astăzi mai mult de 10 milioane de oameni care sunt creștini ortodoxi, sunt botezați, dar nu știu crezul. Să mă iertați, să nu cumva să vă supărați pentru asta, e un strigăt mai degrabă, un strigăt pe care îl înalți către Dumnezeu, că într-adevăr 40, 50, 60, 70 de ani de laborator din acesta de reeducare a adus la un tip de om cu totul nou, tipul omului religios, dar fără Dumnezeu. O religiozitate fără Preasfânta Treime, fără Maica Domnului, fără Hristos. Astăzi vorbim despre puterea credinței și iată avem un telefon, un ascultător, un privitor, un telespectator care vrea să ne spună ceva despre puterea credinței sau despre ceva, în orice caz vă rog să fie ceva frumos pentru că lumea este traumatizată. Nu vreau să intrăm în polemici politice sau de alt fel. Aș vrea să păstrăm astăzi un ton din acesta
echilibrat, un ton condescendent, să-i spunem așa, pentru că ajunge zilei necazul ei, ne ajunge de câteva zile să trecem prin stările acestea, v-am spus, de compătimire cu ceilalți, cu suferințele oamenilor. Bine ați venit! Să rămână să trăiți! Bine ați venit! Cu cumpătare. Scrie acolo puterea credinței sau putem să zicem, cum ne-ați vorbit mai înainte, slăbirea credinței. Că gând la gând, cu bucurie de nou, am mai dat eu odată un telefon și tot așa, Sfinția voastră, ați intrat cu ceva care era pe ceea ce vroiam să zic și eu. Pentru că mă doare inima că zicem acum că avem credință, pe vremea comuniștilor spuneam că nu ne lăsau ei să mergem la biserică, dar acum suntem liberi să mergem și pe la țară, totuși nu prea vine satul așa cum ar trebui să vină la biserică și nu mai oprește nimeni. Dar ce vreau eu să spun? Mă doare inima pentru că sunt atacați, adică slăbirea credinței, unde se vede? Sunt atacați părinții noștri, ierarhii, preoții, preotul în sine și mai înalții stătători. Îi atac la adresa bisericii mamei noastre. Biserica e mama noastră, a neamului nostru. Noi primim acest atac, depinde fiecare cum, vedeți, vorbesc eu. N-ai voie, pe alt post de televiziune sau așa, n-ai voie să vorbești despre așa ceva. Există și o frică, există și un fel de așa de... Lașitate. Lașitate, dar tot felul de drumuri întortocheate și de... Exact cum era Iuda, de spunea că mirul acesta ar fi trebuit să-l vindem, să dăm banii la săraci, dar nu să... Foarte vină frumoasă comparați. Așa, da, păi cu așa vin, cum a venit și cu biserici mai mici, să nu facem biserică mare, sau... vrem spitale, nu catedrale, dar am citit într-o carte legat de faptul că omul atunci când nu mai are credință, când îi slăbește credința sau când el îi întoarce spatele lui Dumnezeu, el e în război cu Dumnezeu. Deci, începând să pare de la 1789, sau mă rog, eu știu, nu știu, dar atunci a fost, că a fost anticlericală în primul rând revoluția aia, că zic ăștia francezii, o zarnă situaia, ei sunt cu armele, păi noi avem arma credinței, dar ei vin, am văzut și defilarea lor acum, astea e defilare, e manifestare de forță. Și Putin când apare, nu vorbim politică, dar vreau să zic ca neamuri așa, da. Ei apar și vin cu, dar noi ce știm? Noi nu venim cu tancuri, cu taburi, cu avioane, cu... Zice, unii se laudă cu căruțele și cu cai lor, iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Așa este, foarte valorile frumos. Astea, vedeți cum, că citeam la Părintele Stăniloae cu șapte dimineți cu domnul Dumitrescu, Părintele spunea, bun, progresul, în apus, tehnica, dar ce facem cu sufletul, cu, dacă aici nu lucrăm? Ce vreau să zic? În Sfânta Evanghelie de astăzi, iar ții împărății, fii aruncați în întunecul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Se referea la iudeii, care ei credeau că sunt deja în împărăția lui Dumnezeu, numai așa. Eu vreau să mulțumesc pe această cale lui Dumnezeu. Și vedeți că un evreu care vede calea, vede lumina, este patronul postului dumneavoastră, care ne îngăduie să avem aceste convorbiri. Și mulțumesc și dânsului pe această cale. Chiar nu știam. Păi de la domnul Papa Costea am înțeles că patronul postului este un domn evreu. Da, da. Deci vedeți ce binecuvântare pentru noi că ne înțelegem. Asta e mare lucru, pentru că chiar nu știam și nici nu s-a pus problema vreodată să interferăm pe chestiunile astea. Da. Vedeți de unde ne vine nouă binele și nici nu speram așa ceva. Păi da, vedeți, da. Sutașul de astăzi. Da. Sutașul de astăzi practic era, îl considera pe Cezar împărat și Dumnezeu, numai că el știa în inima lui că Dumnezeul cel viu e Dumnezeul lui Israel și a construit o sinagogă. Foarte frumos. Da. Ce vreau să mai adaug, tot așa, fii împărății, ne cam considerăm și noi cei care venim la biserică, dar
cum putem noi, că revin la ceea ce am spus, că mă doare inima, că sunt atacați preoții noștri, cum tăcem noi când vedem, când vedem ce a făcut? Eu dacă fac o carte, trebuie să întreb pe cineva din domeniul respectiv să-mi avizeze și mie, să-mi spun am făcut bine, ce am făcut, n-am făcut bine, plus ca să aibă greutate ceea ce am făcut, trebuie să semneze acolo cineva, să fie cineva care își dă cu părerea despre. Și mă rog, a făcut domnul Becali ce a făcut, că a făcut donații la Muntele Athos, dar mi se pare o exagerare treaba asta, că fii ai neamului nostru, pentru că procurorii care anchetează sau sunt fii ai neamului foarte nostru. Foarte interesant, așa este perspectiva dumneavoastră, este foarte interesant. Da. Este o problemă, problematică, e încurcată, dar se pot descurca ițele. Se pot. Da, se pot. Cu blândețe, cu iubire, cu dragoste, cu că suntem între noi românii, nu suntem cu alții. Cu, așa. Da. În cele din urmă nu vor merge până la capăt, pentru că inima de creștin, ai părinții, ai morții, ai cel mai mare procuror de la parchetul de pe lângă înalta curte până la urmă, are părinții tot cu cruce, da, da. Strămoșii da, tot și cu cruce, nu se poate așa. Până la urmă se va sesiza. Este o slăbire, pentru că asta vreau să spun și de noi cei care venim la biserică. Cum răbdăm noi și nu zicem nimic când preoții noștri sunt atacați? Deci noi, oamenii care venim la biserică, trebuie să vorbim. Sau cei care credem că avem credință. Dar vedeți de câte ori este atacat un preot în mass media, atunci se vadă omul, oamenii din țara noastră se vadă câtă credință mai au. Dacă zic, așa e, bine îi face preotului. Ei să știe atunci că acea credință a lor a cam slăbit. Pentru că tu, preotul, trebuie să îl ai în inimă ca pe un mărgăritar, ca pe cel mai mare preț, sau cum să zic, un dar de mare preț, pentru că preotul e cel care te ia de mânuță și te duce în împărăția lui Dumnezeu. Asta trebuie să înțeleagă oamenii. Deci să nu mai aibă răutate față de preoțimea noastră, pentru că fără preoți nu putem în lumea cealaltă să gustăm ceva bunătate și vom gusta numai răutate. Și, știi, iertați-mă dacă mai vreți să mai vă spun ceva. Am văzut o treabă, deci nu-i politică. Cineva de la ambasada Americii a spus pe românește, mi-a plăcut că vorbea românește, fraților, v-ați văzut că nu vă dăm vize. Uite, vă primim în vizită la noi ca turiști, dar, și vedeți aici, a spus un cuvânt tare, dur, într-adevăr, America e America, e o putere. A zis, dar să veniți să munciți aici, stați puțin, că fiecare trebuie să spere atât cât îi se permite. E, atunci vin și eu ca român de aici de la noi și spun așa, pentru că sunt interferențe, cei care vin și influențează aici la noi autoritățile și fac și anumite prostioare și pe urmă își dau seama și se căiesc, să nu mai atenteze asupra mamei noastre a bisericii, pentru că spunem și noi, noi nu le permitem. Ei să spere atât cât ne permitem noi în privința atacurilor la adresa bisericii. Asta depinde de noi, de trăirea noastră, nu de declarații. Aveți dreptate, adică, dar asta depinde de trăirea noastră. Și poporul, ca să măsoare credința, nu la moaște când suntem mulți. Da, ne ducem să cerșim atunci că avem nevoie de sănătate, avem nevoie de bine pentru copiii noștri și cerșim la sfinți atunci, dăm, Doamne, dăm de toate. Dar când sunt atacați preoții, acolo să vedem măsura credinței, da. Și biserica. Acolo mulțumim să vedem frumos. Mulțumim foarte mult. A fost bine, mulțumesc că a fost bine, pentru că am simțit că e o durere în inimă, cuvintele vin din inimă, dintr-o durere pentru neamul nostru, pentru biserica noastră. Într-adevăr, sigur, acum trebuie să știm acest mecanism, dacă tot ați deschis subiectul, trebuie să vă spun lucrul acesta. Preoția a fost atacată dintotdeauna și va fi atacată, pentru că, de fapt, se atacă potirul. Se atacă potirul să fie despărțit omul de potir. Dacă îl desparți pe credincios de potir, l-ai despărțit de Dumnezeu, l-ai despărțit de împărăție. Spune, eu sunt pâinea, dacă nu mâncați pâinea aceasta, nu aveți viață. Spune Mântuitorul, 5, 6, 10 rânduri, neechivoc, nu revenim, nu insistăm asupra acestei chestiuni. Trupul și sângele Mântuitorului ca viață, viață și aici, viață deplină și viață veșnică. Atacând preoția,
pui de fapt, ecranezi așa între popor și Hristos. Atacând preoția, îl desparți pe om de Dumnezeu. De aceea și spune Mântuitorul că smintelile vin și or să vină și or să fie, dar vai celui prin care vine sminteala, pentru că, iată, zice, mai bine se fi legat lui o piatră decât să fie aruncat în mare sau să nu se fi născut. Pentru că, într-adevăr, sminteala aceasta ce face? Îndepărtează poporul de potir. Dar credința, puterea credinței stă și în curăția inimii și în lipsa de judecată și în nefățărnicie, în lipsa de viclenie, toate lucrurile acestea, până la urmă, noi trebuie să ni le însușim, noi trebuie să ne silim, cum spune Sfântul Apostol Pavel și cum spune și Mântuitorul, să ne silim ca să ne însușim aceste virtuți fără de care nu putem în niciun caz să credem așa cum trebuie, nu o credință în sensul unei păreri. Eu cred că Dumnezeu zice sau eu cred în Dumnezeu. Nu cred că a zis Dumnezeu. Și atunci lucrurile acestea, sigur că simplifică problema, fiindcă o credință foarte puternică nu ia seama la toate aceste parazitări până la urmă. Și iată, avem un telefon. Bine ați venit! Să rămână, părinte! Nu ne-am auzit de mult! Da, dacă să ne auzim două minute de bun simț, care rog pe calea asta și ceilalți care intră să termine cu perorațiile lor, că nu ei dețin adevărul. Aici nu e atăcată preoțimea, ci biserica, pentru că ea va fi răpită la cer și este mireasa, să fie foarte clar. Preoții trebuie să stea cu fața în bătaia palmelor, cum a stat Domnul Iisus, și la fel enoriași și adevărați, care au încasat atâtea câte au încasat, începând de la cei 40 de mucenici. Și până asta e soarta noastră. Cel care va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Nu venim noi să facem o preliște satanei să nu ne mai lovească. Într-adevăr, vremurile sunt de sfârșit și satana lucrează pe toate părțile și în toate direcțiile. Ca și puterea mea mică prin televiziunea Neptun TV cu marele nostru domn Papa Costea, care a făcut o emisiune excepțională pentru care laudă în fața lui Dumnezeu și a dumneavoastră și m-am zis o dată de nenumărate ori pentru că a atacat acel subiect pe care noi la Lumina lui Hristos n-am reușit să-l atacăm niciodată și care se cheamă Anticristul vremurilor din urmă, care va conduce pentru un ceas profetic spre sfârșitul omenirii. Uitați, deci am vorbit odată, dar asta e o emisiune care trebuie dedicată numai acestui subiect. Este o carte absolut minunată. Este Aver Chetaușev, un părinte cu viață sfântă, Apostazia și Antichristul. Absolut excepțională. Noi o tot dăm aici celor care câștigă. O carte absolut minunată. Și vreau să închei, ca să nu mai zic că se termină emisiunea, în speță, aici este vorba de faptul că cei din urmă, adică noi, vom suferi prigoană ce nu s-a mai suferit vreodată, prin semnul fiarei pe mână și pe frunte, prin tot sistemul de manipulare, începând de la acel 666 VVV de pe net, pe care toți intrăm pe acel cod de bare, care îl găsim pe cardul de bani, pe cardul de sănătate, pe cardul alimentar, pe toate care vor fi blocate, dacă nu te închini omului fără de legi. Nu odată am făcut apel pe direcția asta și cu acest minunat domn Papa Costea am atacat subiectul ăsta timp de o oră și s-a făcut lumină pentru cei care vorbesc noaptea târziu. Noi vedem și noaptea și ținem candele aprinse. Vă mulțumesc, Părinte Sărămâna. Mai bine, foarte bine. Țineți candelele aprinse și luați și ulei în vase, așa cum spune Mântuitorul, pentru că nu știm ora nici ceasul în care vine mirele și face strigarea. Știți, este bine, da, să ținem candela aprinsă, dar să avem și ulei în vase, ulei în vase. Asta este cuvântul de ordine pentru epoca noastră. Într-adevăr, sigur că
a și venit împărăția, după cum spunea Mântuitorul Iisus Hristos, vestiți împărăția, dar vestiți că a și venit deja. Într-adevăr, împărăția a venit și toate celelalte, iată, s-au împlinit matematic, s-au împlinit la milimetru. Și bineînțeles că asistăm cumva la aceste minunate demonstrații până la urmă pe care ni le face Dumnezeu tuturor celor care suntem șovăielnici sau avem puțină credință, demonstrații evidente, adică față de care nu poți să ai niciun fel de îndoială. Ei bine, din câte înțeleg, emisiunea noastră a ajuns la sfârșit, nu știu cât mai avem, dacă mai avem vreun minut. Ei bine, nu pot să vă spun decât atât. Îmi pare rău că nu reușim să dezvoltăm o temă până la capăt, dar de fiecare dată plec cu această bucurie că am reușit să intrăm în dialog, să stăm împreună după minutele acestea minunate ale Sfintei Liturghii și ale împreună comuniunii. Ei bine, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Până duminica viitoare avem Sfântul Ilie miercuri, Sfânta Liturghie, vă rog să participați, iar duminica viitoare ne vedem din nou față către față la Sfânta Liturghie și, bineînțeles, după aceea la emisiunea Lumina lui Hristos.